Parteneriatul dintre Saint-Gobain și Habitat for Humanity este deja de tradiție, a început în 2007, am colaborat la mai multe proiecte. E un partener solid de încredere care ne-a ajutat să ne implicăm în dezvoltarea comunităților locale, ce face parte din viziunea Fundației Saint-Gobain. La acest proiect din Buftea, Fundația Saint-Gobain a contribuit cu o donație de 70.000 de euro. Mai apoi, de la nivel local, am contribuit cu materiale din gamele Rigid, Sizover și Weber și astăzi cu 40 de voluntari care s-au bucurat, nu numai că pun în operă produsele noastre, dar și că au ocazia să înapoieze comunității parte din bucuria de a ajuta la dezvoltarea lor. Suntem aproape 50 de suflete, mâini, voci și inimi la un loc, pe șantierul de la Buftea. Construim acest centru pentru copii în nevoie. Dăruim speranță, dăruim un cămin celor în nevoie și ne bucurăm să vedem, este inspirațional pentru noi, să vedem că și Saint-Gobain, ca partener, face același lucru. Întoarce către societate și pentru beneficiarii direcția acestui proiect. Toți colegii sunt implicați, deci îi văd într-adevăr, adică nu mă așteptam, am zis că după pauză asta ne odihnim un picuț, că n-ai normal să fie. Pur și simplu știm că o bucurie, o deplăcere totală. Sunt majoritatea colegilor mei din fabrică și suntem ca într-o zi, într-o mentenanță majoră, spirit de echipă, așa cum suntem noi învățați la fabrică. Îmi place că toată lumea a venit cu dorință să facă să muncească și să facă un lucru bine făcut. Bucuria noastră a fost când am auzit despre, mai concret despre ce e vorba, de anumiți copii care au nevoie de ajutor. Și bucuria noastră este că putem să-i ajutăm. E destul de distractiv, adică fac chestii care nu le-am făcut niciodată, deși e foarte obositor. Da, e ok, ne distrăm. Alături de colegii mei să ne cunoaștem mai bine și, bineînțeles, să dăm și o mână de ajutor aici. Este frumos să construiești, mai ales că știi că aceste construcții vor fi folosite de copii. În al doilea rând, e interesant să experimentezi cum să lucrezi cu propriile produse, adică sunt nenumărate beneficii și cel mai bun dintre toate ești alături de colegi într-un context în care nu e neapărat legat de muncă, dar în care descoperi multe lucruri pe care ai putea să le faci mai bine împreună. Solidaritatea este o valoare esențială a culturii noastre organizaționale în Saint-Gobain. Tocmai de aceea am ales să contribuim astăzi, alături de colegii noștri din Saint-Gobain, la construcția acestui centru comunitar care le va oferi copiilor din Buftea șansa unui viitor mai bun. Sunt fericită să avem o echipă așa de frumoasă. Mi-aș dori și pe viitor să avem tot mai multe grupuri la fel de dornice și de frumoase cum este echipa voastră.